ziua și bine v-am regăsit la Colegiul Național Vasile Alexandrii, la Forumul Merito de Sud-Est. Stăm de vorbă cu Antoaneta Lucian, profesor Merito, care a susținut un atelier în cursul dimineții la acest forum. Antoaneta, povestește-ne puțin despre atelierul tău. Întreagă-ți fie spus, am o colegă care a participat la atelier și a fost extraordinar de impresionată. Mă bucur să aud asta. Bună ziua! Astăzi am încercat să aduc în fața colegilor mei ideea de standard și descriptor de performanță, un subiect destul de dezbătut în zilele noastre când vorbim despre evaluare standardizată, despre evaluări naționale. Mai mult decât atât, mi-am dorit să le arăt cum îl aduc eu în sala de clasă și cum îl pun în fața elevilor. Trebuie să spun de la început că sunt profesor de educație muzicală și când vorbim despre educație muzicală și despre evaluarea în educație muzicală, automat ne ducem în zona de talent, în zona de vocație, discutăm dacă e corect să punem note mai mici de 10 și dacă e pedagogic sau moral. Și asta am încercat să demonstrez astăzi, că lucrurile care par inefabile, neevaluabile, sunt de fapt foarte ușor de evaluat, mai ales dacă apelăm la anumite tehnici și instrumente de lucru. Care a fost lucrul cel mai important pe care tu l-ai observat în toată interacțiunea cu profesorii de astăzi, profesorii care au venit la atelierul tău? E un atelier recurent. Eu l-am mai făcut odată în fața colegilor la Râșnă, vastă vară, și am vrut să-l repac, să-l repun în fața colegilor mei. Și ce m-a bucurat astăzi este că am avut colegi de specialități diferite, de la informatică, biologie, limbi străine și muzică instrumentală, și au fost grupe mărișoare pe discipline și au putut să lucreze mult mai bine în echipa lor și pe disciplina lor. Și asta m-a bucurat și mi-a dat așa un vibe bun, cum spun copiii, și m-am simțit folositoare. Sper că și ei s-au simțit la fel. Care sunt valorile pe care tu vrei să le aduci în fața profesorilor, care în atelierele tale și în același timp, probabil, valorile pe care vrei să le transmiți prin orele tale și nu numai prin ore, prin absolut toată activitatea ta? Știm foarte bine că ești în spatele paginii mai multă muzică în educație muzicală în școli, împreună cu sora ta, Ana Maria Rusu. Care sunt valorile? Dacă care putem vorbi de valori, că e mult spus valori, e ca și cum aș pune așa pe pedestal, sunt mai mult niște frustrări, haideți să fim serios. Pagina respectivă s-a născut dintr-o frustrare, că tot timpul când e vorba de scos ceva din planurile cadru, muzica e prima, apoi desenul și apoi educația fizică. Valorile pe care am vrut să le aduc în fața colegilor mei, dacă ar fi să mă gândesc acum, în momentul ăsta poate ar fi responsabilizare. Poate ar fi atenția față de elev și nu orice fel de elev, ci elevul acela din ultima bancă. Eu am o valoare personală. Eu sunt profesor bun atâta timp cât mă măsor cu ultimul elev de la mine din clasă. Da, deci dacă eu am o notă de 1 în clasă, eu sunt pentru testul respectiv, sunt un profesor de nota 1. Nu mă interesează cât de 10 am. Și atunci când mă raportez la partea de jos, automat mă reformulez, reconfigurez și așa mai departe. În fața elevilor am alte valori, pentru că elevii mei sunt copii extraordinari, sunt copii foarte muzicali, sunt copii care au o cultură muzicală mai bună decât a mea și trebuie să vin în fața lor nu ca un, nu știu cum să zic, ca un exemplu de cum trebuie să faci, ce trebuie să ascultăm doar muzica asta, ci să încercăm împreună să vedem fiecare gen muzical în oglinda timpului și ca o expresie a timpului în care trăim. Valoros este, pe de-o parte, ce îmi place mie, dar valoros este și ceea ce rezistă în timp. Așa că lucrurile astea cu valorile sunt cam diferite, depinde unde. Desigur, eu am văzut în pagina voastră și am distribuit de mai multe ori, de câte ori am ocazia să distribui pe pagina de Facebook a Casei Copilului Tactic Galați, lucruri care vin dintr-o nevoie cumplită de înțelegere a disciplinei în sensul acela care dă formă și fond educației copiilor.
mi se pare esențial să nu dai muzica la o parte din educația lor, pentru că muzica face, cel puțin așa am simțit-o eu, ca și arta, orice formă de artă, face ceea ce se numește în noi sensibilitate și ne face oameni de adevărat. Da, indiferent de ce se va întâmpla în viitor, că nu știm peste 10 ani dacă vom mai fi noi în fața elevilor, poate să fie niște holograme sau niște ecrane, deci orice e posibil. Cert este că atât arta cât și muzica, în special, va exista în viața tinerilor și asta e de ajuns. În ce fel și în ce mod, asta e altă discuție. Nu că am fi noi deținătorii adevărului, ci poate un nevoie de ghidaj, așa ar fi necesară ca să o trag și dar cert este că muzica va fi și dacă ne gândim un pic cât de prezentă era muzica în viața noastră și ce acces aveam la muzicile lumii când eram noi în adolescență și ne uităm la copiii noștri și la elevii din fața noastră, lucrurile sunt extraordinare și în folosul. Nu pot să te întreb de elevii care bănesc și elevii care sunt elevii tăi, sunt la fel de ascultători de manele ca toți. Și ok. Și okay. Este foarte ok. Și noi ascultăm Paraziții, și noi ascultăm Dulce Mafia, și noi ascultăm manele. Haideți să fim corecți și serioși. E un moment în timp, e dreptul lor să asculte ce vor, în mod asumat. Eu nu intru niciodată peste ceea ce îți place ție. Mie îmi place K-pop. Și care e problema? Ar trebui să nu ascult așa ceva, pentru că sunt profesor de muzică și eu am datoria morală să ascult doar Beethoven, Bach și Mozart. Cum vii tu, cum îți permiți tu să spui ce îmi place mie? A, ar trebui să ne întrebăm de ce îmi place o manea mai mult decât cealaltă. De ce rezonez cu una mai mult decât cealaltă? Și atunci când îți pui întrebarea de ce, atunci ne ducem la ce e mai valoros și mai puțin valoros, ca să nu folosesc alt termen. Și aici e de fapt lupta între profesor și elev. Nu ce ce ascult. E dreptul lor și, cum să zic, obligația lor să asculte ce. Eu nu am dreptul să intervin sub nicio formă aici. Mie îmi place un profesor care respectă libertățile elevului foarte mult. Ce impresie ai mai fost, evident, la formări și la forumuri? Care este, dacă vrei, câștigul de la acest forum de la Galați? Cu ce pleci de aici? Păi organizatorii sunt foarte fain. Orașul e foarte fain. Oamenii care au venit la atelier sunt mai fain ca în altă parte. Nu știu ce se întâmplă aici. E ceva în aer. Și mă simt foarte bine. Și dacă eu mă simt foarte bine, înseamnă că și ceea ce fac e în spiritul a stării mele. Deci mai vreau, mai venim. Înseamnă că mai veți mai veni și mai da, facem, nu? Mai faceți perfect. Că noi mai venim. Perfect. Ne mai chemați și altă. Perfect. Mulțumesc foarte mult, Toni, pentru disponibilitatea ta și pentru tot ce ai făcut pentru profesorii Găbețeni astăzi. Mulțumesc și spectatorilor care ne-au privit și tuturor celor care ne-au ajutat în podcastul acesta, echipei Mediatim, despre care a stat după noi 2 zile întregi. Vă mulțumesc frumos, copii. Da, îi aplaudăm. Mulțumesc mult!